Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Caracal, în timp ce desfășurau activități specifice pe strada Târgul Nou din Caracal, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 64 de ani din localitate. De asemenea, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Slatina, în timp ce desfășurau activități specifice pe Bulevardul Nicolae Titulescu din Slatina, au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 21 de ani din localitate. Ambii bărbați consumaseră băuturi alcoolice și astfel s-au ales cu dosare penale. La data de 10 decembrie 2022, în jurul orei 20:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Caracal, în timp ce desfășurau activități specifice pe strada Târgul Nou din Municipiul Caracal, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 64 de ani din localitate. Întrucât conducătorul auto emana halen alcoolică, a fost testat cu aparat metilotest care a indicat o valoare de 1,17 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la unitate spitalicească în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitatea alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. La data de 11 decembrie 2022, în jurul orei 9:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Slatina, în timp ce desfășurau activități specifice pe Bulevardul Nicolae Titulescu din Municipiul Slatina, au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 21 de ani din localitate. Întrucât conducătorul auto emana halen alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,72 mg per litru alcool pur în aer expirat. Tânărul a fost condus la unitate spitalicească în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitatea alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Totodată, polițiștii secției numărul 2, Poliție Rurală Osica de Sus și ai biroului arme explozive și substanțe periculoase, în timp ce desfășurau activități specifice în cadrul planului de acțiune foc de artificii, au oprit pentru control pe DJ 642, în comuna Dobrosloveni, un autoturism condus de o tânără în vârstă de 25 de ani din municipiul Craiova, județul Dolj. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că tânăra transporta 20 de articole pirotehnice, a câte 100 de focuri fiecare din categoria F2, ce sunt interzise la deținere, comercializare și folosire. Obiectele pirotehnice au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar pe numele tinerei, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept.